raportul Greco, lovituri grea pentru PSD-ALDE. Se cere o reacție public din partea lui Dragnea, Tăriceanu și Tudorel Toader. Senatorul PNL Alina Gorghiu afirmă că raportul Greco reprezintă o lovitură grea pentru PSD-ALDE, sublinierea impune o reacție public din partea ministrului Justiției, Tudorel Toader, sublinierea presubliniere din cilor senatului, Celin Popescu Tăriceanu, sublinierea Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Cana sublinierea va suna sublinierea raportul MCV, precum concluziile din raportul Greco, publicat astăzi. Ne-am făcut iar de decenii în fața partenerilor internaționali, a instituțiilor europene. Raportul reprezintă o lovitură grea pentru PSD-ALDE, sublinierea îi confirmă că PNL, sublinierea societatea au reacționat corect atunci când s-au opus modificărilor dorite de coaliția de guvernare la legile justiției. Raportul de azi impune o reacție public, de justificare, pentru explicații, pentru scuze sublinierei pus șemnul sublinieră în cap de la trei oameni, ministrul justiției, subliniere ful camerei sublinierei subliniere ful senatului. Ca să nu mai zic ce acest raport merită chiar o dezbatere în plenul reunit. Dar cine credeți ce are disponibilitate să discute despre lucruri serioase sublinierei grave din PSD, ALDE, a scris Gorghiu, miercuri, pe Facebook. Ea subliniază ce argumentele prezentate de Greco legitimează clar ce amendamentele PSD-ALDE la cele trei legi nu vizează independența sistemului judiciar, ci creează vulnerabilități pentru acesta. Veti proaste pentru românii cu credite, indicele robor la 6 luni, creștere major. S-a pierdut timp precios, sublinierea se va mai pierde când vom avea în final legi ale justiției clare, aplicabile, reformatoare. S-a creat un climat politic tensionat, lipsit de transparent, s-au ignorat alte priorități importante pentru care s-a creat un clivaj artificial în rândul cecenilor. Fac un apel la PSD-ALDE să profite în mod constructiv de publicarea raportului, se sublinierea îi reconfigureze strategia pe toate inițiativele legate de justiție, dar profesionist, fără tertipuri, se renunce la aroganța de a trece prin Parlament legi vitale, modificate, astfel încât să fie în acord cu interesele social-democraților, doar pentru ce au majoritate sublinierea îi se accepte să solicite opinia Comisiei de la Venecia pe acest pachet legislativ, conchide senatorul liberal. Grupul statelor împotriva corupției al Consiliului Europei, Greco, se declară, într-un raport publicat miercuri, profund îngrijorat de anumite aspecte ale legii privind statutul judectorilor sublinierei al procurorilor, ale legii privind organizarea sistemului judiciar sublinierei ale legii privind Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, adoptat recent de Parlamentul României, ca sublinierei de proiectele de amendamente la legislația penală, relevă un comunicat de presă al Consiliului Europei.